Iar superagenția care va controla toate companiile de stat din România și care se află în mijlocul scandalului din coaliție a fost contestată de opoziție la CCR. Suntem chiar acum în legătură telefonică directă cu Claudiu Năsuie din partea USR, pentru că ei au fost cei care au contestat crearea, de fapt, acestei instituții a statului, instituție cu foarte mulți bani. Nu e așa? Bun găsit, domnule Năsui! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Și înțeleg că dumneavoastră ați contestat, nu a avut succes de cauza această contestație la CCR. Care a fost argumentul dumneavoastră? Așa este. În primul rând că trebuie știut că noi contestăm toate aceste agenții sinecuri înființate, toate creșterile de taxe, toate creșterile de cheltuieli. De multe ori noi le-am atacat la CCR, de fapt fiecare le-am atacat la CCR, câteodată cu succes, rare ori, din păcate, cu succes, dar a trebuit să o facem și pentru această superagenție. Și cred că în momentul acesta și cei din PNL, care au fost la guvernare și care au dat exact care au susținut această agenție, văd problema cu a concentra atât de mulți bani și atât de multă putere într-o singură agenție. Și tocmai aici se vede și problema acum, că e de fapt o ceartă nu pentru a face vreo reformă, nu pentru a aduce investitori străini în aceste companii de stat sau a le rezolva problemele, este numai o ceartă pe cine va ține pixul în mână, cu care va controla aceste agenții și deci niște active foarte multe, foarte valoroase, dar și foarte mulți angajați, foarte mult activ de partid care este acolo. Pe asta este miza acum, nu pe o reformă numai pentru bani. Să înțelegem totuși că inițial a fost ideea venit din PSD, ideea creării acestei agenții, și acum dacă ar fi numit cineva, acel personaj ar fi din PNL și aici de asemenea un motiv de nemulțumire sau probabil principal motiv de nemulțumire. Exact. Exact. Istoricul acestei agenții e puțin mai profund. Practic, ea este sau o necesitate pentru o mai bună gestiune a companiilor de stat vine din PNRR. Acum, și PSD și PNL au interpretat acel jalon din PNRR ca însemnând să constituie încă o nouă agenție de stat. Noi am spus, nu asta spune jalonul, pentru că dacă ne uităm, nu asta spune jalonul, într-adevăr, dar ei au zis, da, dar îl putem îndeplini și prin a face o nouă agenție. Și acum ei, făcând această nouă agenție, au toată problema pe care o vedem acum. Depinde cine va ține pixul în mână pentru ea. Și nu este o agenție care să nu fie influentă, va fi foarte influentă, tocmai pentru că fiecare firma, fiecărui OAT, va avea o conducere care trebuie să primească aviz de la această agenție. Și practic avem o structură total disfuncțională a statului român. Vă închipuiți că un primar care are în subordine companii ale municipiului sau un minister care are în subordine companii de stat nu va fi capabil să numească acolo niște oameni așa cum îi dorește, unde are responsabilitatea politică, să numească niște oameni în regulă, pentru că e posibil ca de la primul ministru, de la această agenție, de la MEPIP, care e în subordinea prim-ministrului, să nu primească aviz. Și atunci, iarăși, avem practic o nouă structură disfuncțională a statului român, de parcă companiile de stat nu funcționau deja suficient de prost, vor funcționa și mai prost.